Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem aici alături de Legumatu și restul băieților. Aha, Legumatu, să sperăm că nu este un impostor nenorocit, pentru că eu nu sunt un impostor nenorocit. Ce faci, Legumatu, Justin, aici? Vezi că se aude de la tine, Andrei, de jos. Legumatu. Legumicu. Oh, Legumicu face la gaz, interesant. Cam greu de fake-uit gazul. Așa că o să văd dacă Legumatul meu este un neimpostor nenorocit. Cresc cu o grămadă, bă, cel mai probabil Legumatul este în regulă. Grăsane, nu mai fugi nici. Bă, băieți, Legumatul este în regulă. Legumicul este în regulă. O să vreau să-l iau și pe el, după mine. Stețule. Du-te aici! Hai, Legumatule, vezi că am și eu aici nevoie. Unde? Mamă! A, nu, stai, Zono ieșise dinainte, deci sunt doar 2 kg. Da, dar l-am omorât, merge și pe Claudel. În office s-a găsit pe Claudel. Și era doar Claudel sau era și Bercea tot în office? Nu cred că era și Bercea. Bă, eu am fost acolo. Dar Claudel ce poft avea să se joace, bă? Da, bă. Tu ești în camera de alături. Eram în prima cameră, gen știu că la office sunt 2 camere, nu? Sau mă rog, așa pare. Noi eram la specimen room. Păi da, te văd acolo, dar... Eu eram la gasolină, am trecut pe lângă lecturii. Eu eram în camera aia unde dai emergency, nu știu sigur cum se numește. Office. A, păi și Cristiana, era cineva, era Bruno acolo? Am trecut ăla purple. Ăla purple. Am trecut prin office. Mă zicești că erai la emergency room, nu că ai trecut prin office. Păi nu, am trecut prin office. Păi și... atunci dă toate datele problemei, că zicești că eram în emergency room. Acum zici că ai trecut prin office. Păi, cum vă zic, bad, eu raportai. Eu știu clar că nu fu lecturatul și nu... Eu să votez pentru sălbaticul. Mai votați și voi, da. Fiecare pentru cineva. Hai. Bă, cine sălbaticule, tu ești alb? Îi sugi? Nu. Nu. Deci, ce votăm? Ce votăm? Nu votăm nimic la 7, nu votăm nimic la 7, dar spuneți... Nu știu, eu am fost atunci. La gasolină când am trecut pe lângă voi doi. Voi unde erați? Eu cu sălbaticul fac om electrică, lu. Da. Am văzut că am trecut pe lângă voi. Ce făceam la electrică? Electrică, lu. Făcea pornea luminile. Nu, eu sincer că ce făcea acolo. Hai să dăm skip, ideea este că... La cât de mică era lumina, cum putea să vă vadă? Că nu puteai să vezi nimic. Justin, îmi arată aici, efectiv, îmi arată, scrie Who is the imposter și te văd în stânga. Ești acolo, Justinel, îți văd numele. E sub catul ăsta de chat. Sigur. Mă, ce zicea aia? Îți fac screenshot și îți arăt după aia. Nu știu ce zice Cristiana. Sigur! Ideea e că... De ce îl votași pe ăsta cu grăsan? Eu am scan. Bine, să mi-l arăți. Cristiana e suspectă. Hai, vină cu mine. Steți e suspect, Bruno e suspect, Legumicu nu are cum să fie el. Și cam atât. Și Roxar e suspectă, toată lumea e suspectă. Da. De obicei aici se omoară în prostie. Hai, Legumicule, hai. Îi vedeam... Opa! Nu mai văd pe Legumat, mă gamești picioarele. Nu știu pe unde o luă. Ah, ia uite-l, e în fața mea. Aha! Tăceți un pic! Vreau cel care a omorât să iasă în față, acum! Te-am văzut! Cristiana, taci! Esteți! Bă, eu am făcut luminile cu sălbaticul și nu aveam cum să-l omor eu. Cu sălbaticul și săracul sălbaticul acum a ajuns, da. Bă, mincinosule. Păi, eu eram deja acolo, gen. Păi și cum ai făcut luminile cu mine dacă eu eram în spatele lui lecturatul? Sau cine era cu mine? Ok. Deci esteți cu Bruno? Nu știu, Steți, e clar că-l văzui în fața mea. Făcut în fața mea. Eu eram cu Justinel, cu Justinel. Steți, ce-ai de spus în apărarea ta? Sigur. Credeam că sunt becurile luate, ce poți să zic. Eu pe asta. Afară! Dar cine mai e? Bruno cumva? Cred că da. Bă, măcar l-am scos și pe Bercea. Eu tind să cred că e Bruno, ca ca minte. Dar ce mă, da, ce sunt eu? Sunt target, dar ce sunt? Hai și auzi. Grasule, să te tunzi, băi.
A, legumatele, de ce te duci pe acolo? De ce o lua legumicul pe acolo? Da. Ia zi, sălbaticule, ce, care-i bani? Mă așteptam să fi murit unul din ei, ori Roxana, ori Bruno. Mă muri Kimi. Nu, era moartă, ce-ai, nu. Bă, muri Kimi. Nu muri, mă, ce-ai, era moartă de data trecută, ce-ai? O murură de data trecută, mă. Deci stai un pic. Da, eu cred de asta, dar dusem ăsta, văzui că sunt doar eu, Legumatu și cu Justin, adică singurii în care am încredere, da, sigur, și restul de am, ăștia doi erau plecați undeva și crezui că... Crezui că e... Da, Justin, că nu ești tu impostor, că dacă erai tu te vedeam... Bruno, tu ce ai făcut runda trecută, de exemplu? Care, când? Runda trecută, înainte să dau eu ăsta. Bă, oricum n-are cum să câștige. Păi mă duceam 1-2. Ce căutai acolo? Băieți, haideți, fiți atenți aici la mine, ascultați-mă puțin. Dau o șansă impostorului să iasă, că oricum o să piard. Vreau să spună cine e impostor. E tal dracu, ea. Bă, rog, ce te crezi, bă, tu? Hai spuneți, bă! Vă dau o șaurma. Bă, dar chiar grasule, tu ești mort, ce comentezi? Vă dau o șaurma, băieți, vă dau o șaurma. Eu sunt. A, deja înseamnă că câștigară, scuze, băieți. Bă, eu țin să cred că e Bruno, că el cam minte, așa. Hai să-l votăm pe Bruno, dacă nu. Afară cu Bruno! Bruno, ți-l pe Bruno! Bă, ce greșeală am făcut, că... Oameni, că de-am căsul la iso. Scuze, bă, Bruno, dacă mi-i smult, ce să-ți fac, frate? Te-am prins, Bruno. Băi, ba era la Electrical cu mine, ba era în aia, dar de fapt nu era acolo. Just play again, hai. Alo, băieți, să vedem dacă o prinde și noi. Oh, Doamne ajută. Doamne ajută, băieți. Ala-i, băieții. Hai să vedem, prietenii. S-a făcut The Reactor. Bruno și Justinel. Bruno, bună Bruno. Vreau să mă uit un pic pe cămăruțe. Vreau să văd cam pe unde ar fi băieții. Sunt foarte mulți stânga. Ok. What? Ia zi. Pune amice. De ce sunt eu? What? Pentru că efectiv stă tu pe loc și se mișcă fix după ce porniră reactoarele. Băi, eu sunt eu! Bine, mai dăm linjuri de astea. Care e faza? Că nu știu dacă are rost să dăm de acum din prima fără să... Bă, nu știu, da skip, dar ești tine, adică, na. Poți să spui unul la mână, nu mai dați de ăștia emergency-uri degeaba. Da, Iurea. Puteai să spui la un kill ceva și da, stați cu ochii pe el, dacă, na, acum na. De 4 ori la hand am ieșit primul, de 4 ori la hand. Hai că te mai lăsăm un pic. Te mai lăsăm un pic, stețele, stai. Să știi că îți mai trimit astăzi un videoclip să le editezi. Da? Da, mi se pare normal. Hai, Roxana! Hai, lua și votați! Roxi, dă-i și tu schimb. Sau votează ce... Hai. Este să votă pe steț. Sunteți făcut lumile, o să pot să mă, cam iau de chestia asta. O să pot să mă cam iau de această chestie mică. Legumatul acolo, sunteți și cu Bruno. Legumatul, sunteți și cu Bruno. Bruno, sunteți. Hmm.
Trebuie să facem kill neapărat. Ăștia deja început să se cam... Steți, Justin, Bruno, Legumatu. Steți, Justin, Bruno, Legumatu. Steți, Legumatu, Bruno. Legumatu, Bruno, Roxali. Legumatu, Roxali. Legumatu, Roxali. Legumatu, Roxali. L-aș face la ălea. Trebuie să-l omor pe Legumat, sincer vă zic. Dacă am trebuit să-l mierlesc pe Legumat. Dar nu știu când. Nu știu când. Încerc să-i dau marinate, cum îi zic ăștia lui Lectoricu. Adică să stau pe lângă el. Să vedem ce se întâmplă. Roxali. Roxali. E cam departe Roxali. Să vă zic sincer. Se dus în stânga. Destul de dubios. Bercea. Hopa, eram sigur. Mamă, fărăcelat. Deci, ce? În primul și în primul rând, nu sunt eu, deoarece am scan-ul și vă arăt... Și eu am scan-ul, să veniți și cu mine, că și eu am scan-ul. Okay. L-am găsit pe Bruno jos, înainte să dea reactorul și m-am gândit, bă, s-a dat reactorul, trebuie să fie un kill pe jos sau pe undeva. Și am zis să mă duc jos și era la O2, lângă ăla de weapons. Da, știi care e problema? Yes. Că eu cu sălbaticul plecarăm de acolo și era Bruno acolo când plecarăm noi. Bun, da, era. Păi bun, nu dați cum așa și cum tu te-ai dus acolo și Bruno era mort? Bă, nu știu, abar n-am. Nu zic nimic, s-ar putea să ai scan-ul, dar altă chestie care mi s-a părut dubioasă. La tot așa la stres, dar stai mă că făcu el ceva și zice: "Ia, uite mă, stai un pic lumine, că cam dubios." Fix când da, bravo. Era la lumini fix când se dă dură. Nu zic nimic, dar zic că fu dubios. Bă, eu zic bravo. Că mai avem timp să ne pronunțăm. Acum da. Stai, stop. Sălbaticule, grasul veni de jos. Nu veni de jos. Eu sunt la camere. Acum că noi venim de la reactor. La camere ești nebun. Dar știi gură că veniți de jos, te văzești, prost. Bă, cum să vin de jos? Ești nu mai știu, mă jur că nu pot să iată. Bă, cum văzut tu pe mine? Bă, cum văzut tu pe mine? Bă, ce căutai tu la camere, că noi puteam cu sismicul. Bă, stai puțin, cum mă văzut tu pe mine? Dacă e range-ul așa de mic, eu fusei la camere. Care range? La seismic? Bă, nu știu, știu că văzui la, pe la lights pe acolo, parcă să zic că tremurăm. Bă, eram la camere acum, ești nebun, eu nici măcar nu apucai să ies. Da, erai la camere, dar noi venirăm de la reactor, că făcurăm rău ăsta, seismic stabilizer-ul. Și tu erai singurul care era în zona aia. Bă, nu zic, s-ar putea să fie pe aceea, dar... Bă, era sus, în stângă, în camere. L-am văzut pe zone, deci zone, cum vine din stânga în dreapta de la office. Gen. Stai un pic, înainte să dea reactorul. Deci fix înainte să dea reactorul? Da. Deci practic zone fu ultimul care a ieșit de acolo. Păi nu fu, sălbaticule, că noi plecarăm după ce se dădu reactorul. Păi nu mă, stai că se dădu acum. Bă, stețule, a doua oară când se dădu sau prima oară când se dădu de două ori de acolo? Bă, dați, bă, a doua oară. Da, a doua oară, nu prima oară. Stai, zi rog, să ai repede cât mai timp. Dono a venit din laboratorul ăla la mână, iar Bercea, pe cine ai văzut la aia de benzină, dacă zici că erai pe camere? Care aia de benzină? De unde ai benzină? Păi cine, zis-o, nu știu, nu stai că nu fost să ia atent. Am zis că era pe camere. Hai, la scan, hai la scan. Eu tot zic că e grasul. Nu, sunteți nebuni. Bă, e cam nasol că mi-l cam cred ăștia că e grasul. Ceea ce e foarte posibil, nu zic că nu. Cam nasoală treaba aici. Zone, Kimi. Bercea, legumatul Justinel. Mamă, e nasoală treaba aici. Cine fă ăla? Claudel? Aha.
Omoară-l prostule! Grasule, grasule, ce era să-mi faci? Patru, trei, doi, unu. Mirlește-o, mirlește-o! Mirlește-o, prostule! Doamne, grasule! What double the kill. Fuck, steți? Double kill? Ce? Mâncați-aș, deci fii atent! Steți fum fața ta! Cum? Păi eu fusei cu sălbaticul ei! What? Bă, stai, nu, stai un pic, stai! Double kill în primul rând, în primul și în primul rând de double kill și n-am cum să omor doi deodată. Păi nu știu dacă mai era ceva în fața ta! Păi mai era ceva acolo sau? Păi da, păi de-aia m-am dus. Bă, deci stai, stop, pe loc repaus. Deci da. Eu ieși cu grasul, deci mă dusăi. Și așa. Trecurăm pe lângă care era, mă, era unul care își făcea un test. Zon? Să zic? Da, mă, Zon? Ok. Și o luai în dreapta că-l văzui pe Steț. Și eu după tine. Era o ușă închisă acolo, Steț intră, s-a dusă, erau două kill-uri într-adevăr acolo, până în partea elaltă, dar nu dă duri por la nimic. Păi da, pentru că voiam să văd dacă mai e cineva în față. N-am cum să fac. Erau două kill-uri. Păi da, sunt două kill-uri. Cum să nu dai report la două kill-uri să te duci în față, ești nebun? Păi când am văzut al doilea kill am dat reportul. Nu știu cum să zic. Cum că l-ai văzut pe al doilea? Că eu eram fix în spatele tău. Bine, fix, aproximativ. Eu zic că este, adică cum să fiu dacă am skill? Nu știu, mie îmi pare... Bă, știți ceva? Fut dubios de 4 ori până acum, sincer. Bă, am skill-ul nici cu mine. Păi și de ce nu? Bă, nu, e clar că e el. Deci Mâncavaș zice chestia cu skill-ul de 3 runde încoace. Și nu-și mai făcut skill-ul. Hai, las-o. Bune, las-o. Las-o, stețule, las-o. Hai, mutează. Da, sălbaticul cu Bercea, ieși afară, impostorule. Da, eu nici nu v-am văzut pe lângă mine. Cum nu? Era fix în spatele tău. Nu v-am văzut pe bune că nu v-am văzut. Să fie oare cu Bercea? Înseamnă că e cu Bercea. Zici? Treaba voastră, păi, nebule, a prostuit aici cu tine. Da, asta așa e. Când eu muream eu pe ea, prostule? Nu mai ai voie să vorbești, tine. Bă, e o problemă la voi, bă. Vreau să-l dăm afară pe Berge atunci când îl trebuie. Eu când îl votai și votam la trei persoane, de ce nu vă sărăți mai mulți? Că după aia să-l mai iubi urmă dacă nu vă sărăți. Bine, mă, grasule. După ei doi, deci eu nu înțeleg. Bă! Înțeleg cum de voi nu vă prindeți. Sunt atât numai cu Berge și cu sălbaticul, eu eram mort și ei nu. Cum vă explicați asta? Păi care, mă, că fute mult asta, știi care e chestia? Care de mult, că electricul, nu mai vreau. Pe mine nu mă, nu știu dacă mă bănuia. Bine, până-l omori cel puțin. Dar trebuia să-l omor că-l bănuia pe grasul. Și n-avea cum să scăpăm, exact. Dacă nu. Ideea e că după Steț... Până spusă și el părerea lui, deja votaseră toți. Steț, știi care e chestia? Steț fu dubios de vreo 4 ori și acum n-avea. Când îl văzui că se duce acolo, zis, e clar, n-ai ce să faci, gata. Da, pe Steț dă vina.